Se poate întâmpla ca folosirea greșită a cuvântului să creeze iadul pe pământ? Absolut da. Cuvântul e o poartă. Cuvântul conectează. Universul ăsta merge pe principiul similitudinii, pe principiul rezonanței. Deci dacă eu spun Dumnezeu și Iisus și Maica și Sfinți, mă conectez la ce? Eu n-am o problemă să scriu despre. Dacă eu vorbesc despre Lucifer, iad, demon, mă conectez la ea. Deci, automat, cuvântul pe care îl folosesc, mă conectează acolo unde îl folosesc. De asta rugăciunea conectează la Dumnezeu. De asta, cum se cheamă, invocările satanice presupun folosirea cuvintelor negative. Nu o să dau exemplu de invocări satanice. Nu o să vorbim despre rugăciune, că nu am nicio intenție să învăț pe nimeni să cheme demon. Dar, un cuvânt bun conectează la Dumnezeu, un cuvânt rău conectează la demon. Sunt cuvinte care nici măcar nu trebuie să folosite. N-am zis, eu am văzut-o la cineva, nu mai știu la cine, la un părinte parcă, cum ar fi demon, nu pot, nu vreau, n-am timp, adică chestii, negații care și cuvinte care sunt negative prin esență și conectează la negativ. Sunt cuvinte pe care nici măcar n-ar trebui să le avem în vocabular. Da? Asta este o demonstrație. De asta folosesc. În general, mă evit să folosesc cuvinte de vibrație joasă. Există momente în care vreau să mă încarc cu vibrație joasă. Corect. Și atunci ascult paraziții necenzurat. Și mă duc la minus 40. Corect. Mă duc la sală, la box. Corect. Vreau să mă încarc negativ. Da. Dar mă duc acolo. Când mă duc la terapie, pun Sara Brightman, pun acatiste. Nu dorm la minus 40. Da? Pentru că o energie de tipul ăsta îți distruge structurile, îți distruge corpul. Un cuvânt negativ poate să se transforme în blestem? Absolut da. E vorba de intenție și de direcție. În momentul în care, deci un blestem, un cuvânt se transformă în blestem în momentul în care